va exista quorum, atunci începe tot calendarul. Dacă ei nu vor fi acolo, nu va fi posibil. Există deja mai multe declarații de intenție din partea celor de la PSD, dar peste noapte lucrurile se pot schimba. În această situație este foarte interesant să aflăm care sunt soluțiile premierului Florin Câțu, pentru că pare o cursă plină de obstacole, o cursă către ce? Este o criză care va avea vreo rezolvare? Care ar putea fi aceasta? Despre aceste chestiuni vom sta de vorbă imediat cu premierul României. Înainte, trecem în revistă declarațiile făcute astăzi în legătură cu moțiunea de cenzură. Șefii celor două camere ale Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban, au convocat plenul reunit unde ar putea fi citită moțiunea de cenzură inițiată de USR Plus și AUR, dacă parlamentarii vor susține introducerea acesteia pe ordinea de zi. Este o obligație constituțională a președinților celor două camere aceea de a convoca plenul pentru a permite respectarea Constituției. Orice boicotare a acestui unic instrument democratic prin care Parlamentul poate să înceteze activitatea unui guvern care nu mai beneficiază de susținere majoritară în Parlament este un atentat la democrație și la principiul constituțional al statului de drept. Blocarea unei moțiuni de cenzură. Odată depusă o moțiune de cenzură, ea nu poate fi tergiversată sub nicio formă. Tergiversarea ei, ducerea în derizoriu, golirea de conținut ar fi o încălcare a principiului statului de drept. După 3 zile de la prezentarea moțiunii, aceasta trebuie dezbătută și votată. Cel mai probabil marți trebuie votată moțiunea. În replică, executivul a depus o contestație la CCR și cere să se verifice dacă moțiunea de cenzură a fost validă sau nu. Până atunci, dezbaterea moțiunii ar trebui amânată în opinia premierului. Nu ne opunem procedurii parlamentare, ci dreptul constituțional ca un partid parlamentar care are semnături legale să depună moțiunea de cenzură. Ceea ce noi vrem este să ne asigurăm, și asta era rolul Parlamentului, să se asigure că toate procedurile sunt respectate. Ar fi o premieră în România în ultimii 30 de ani de zile, să participăm la această mascaradă, mergem mai departe și vine o decizie a Curții care spune că totul a fost ilegal. Ce facem atunci? Vreau să vedem întâi dacă a încălcat statutul prin această convocare, dacă este o convocare nelegală și este împotriva statutului și împotriva Partidului Național Liberal și după aceea vor fi sancțiuni. Ar trebui să se teamă de sancțiune acei colegi mai înfierbântați care nu cunosc Constituția, nu cunosc regulamentul sau nu vor să înțeleagă prevederile constituționale. Între timp, USR Plus, care a renunțat la fotoliile de miniștri, are în continuare în funcție 11 prefecți, 26 de subprefecți și 39 de secretari de stat, președinți și vicepreședinți de agenții de stat. Asta deși voci liberale au transmis că nu pot fi în același timp și la guvernare și în opoziție. De cealaltă parte, USR Plus spune că premierul i-ar putea demite în orice moment. Nu oprește nimeni să renunțe la miniștri, să păstreze deputații și senatorii sau să-i păstreze pe subprefect, pe secretar de stat, așa mai departe. Dar eu înțeleg că o să-i dea afară. Dar mă întreb cum o să-i dea afară pe cei care sunt directori prin la diverse instituții, care sau cel puțin formal au intrat în post printr-un concurs. Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, iar guvernul condus de Florin Câțu să fie demis, este nevoie de 234 de voturi. Premierul României, Florin Câțu, în studioul Digi24. Bună seara, domnule prim-ministru. Bună seara. Ce faceți la moțiune? În ce sens? Ce faceți? Moțiunea, dacă e citită mâine, începe calendarul? O procedură parlamentară, dacă este mâine citită, intră în calendar. Nu avem ce să facem. Eu am sesizat Curtea Constituțională astăzi pe nerespectarea regulamentului. Cred că ar fi normal să se aștepte decizia Curții Constituționale și după aceea să urmeze procedura din Parlament. Există dubii și vă spun că am văzut și eu documentele și ceea ce privește semnăturile. Nu au vrut, înțeleg că în Parlament nu s-a dorit să se verifice aceste semnături. Mai sunt și alte vicii de procedură, dar eu cred că nici eu, nici alții nu avem, nu știu exact, ne putem da cu părerea despre
dacă ceva e constituțional sau nu este constituțional. Singura instituție care poate să spună dacă acest demers este legal și constituțional este Curtea Constituțională. Știți că semnăturile au fost depuse, cel puțin așa ne spune Ludovic Orban, au fost depuse în original. A doua oară. A doua oară, da. Procedurile sunt simple. Trebuia să depună și moțiunea a doua oară. Și a trebuit să citiți acolo, ce nu vă spune nimeni, este că atunci când au fost depuse a doua oară, spune clar că prima oară au fost depuse în fotocopie. Regulile sunt foarte clare în Parlamentul României. Trebuie să verifici când este depusă moțiunea, semnăturile, etc. Ce suspectați? Că n-au știut cum sau că au semnat alții în locul celor trecuți acolo? Asta suspectați? Suspectăm mai multe lucuri, am spus acolo. E vorba și despre useriști și despre aur? Sau pentru prima oară în Parlamentul României, când avem această situație, când se redepun semnăturile și cineva spune da, prima oară l-am depus în fotocopie. Nu ne jucăm cu așa ceva. Lucrurile acestea sunt serioase. Mai ales că este vorba despre a avea sau nu avea guvern. Și în această perioadă și aici, iarăși, mi se pare totul că trăim în două luni paralele. Sunt românii care sunt în România astăzi și avem o situație a pandemiei. 2000 de persoane sunt infectate. Rata de infectare crește. Avem la ATI peste 400 de persoane și am primit astăzi cifrele. Nu mai avem 1500 de paturi câte lăsasem eu în iarnă câte cerusem, sunt 860 de paturi la ATI, deși am cerut să nu se schimbe această cifră. Deci avem jumătate din paturile de ATI deja ocupate. Cum poți să spui că ești responsabil ca partid, ca ministru și să-ți dai demisia în plină pandemie cu această situație? Când vom avea nevoie, de exemplu, de o ordonanță de urgență ca să creștem, nu știu, să suplimentăm sau să plătim. Ce faceți cu situația asta a paturilor acum? Ce vreau să spun astăzi, ministrul interimar Ceche, voi discuta cu el, va fi lângă și Nelu Tătaru și Victor Costache, oameni care au fost în pandemie, vom ajuta, vom vedea cum să deblocăm situația. Și în iarnă am reușit să fac rost de paturi. Ideea este simplă aici. Cine vrea să dea acest guvern jos astăzi, este responsabil pentru faptul că nu sunt paturi la ATI și nu vom putea să suplimentăm, pentru că poate nu putem să dăm ordonanțe, este responsabil pentru faptul că nu putem să dăm o ordonanță de urgență pentru a ajuta pe români în iarnă cu facturile, un guvern picat nu poate să dea ordonanță de urgență, nu putem să dăm alte ordonanțe de urgență care vor apărea în perioada următoare, pentru că suntem într-o perioadă volatilă și la nivel global și trebuie să-și asume această responsabilitate. Alianța toxică, adică mai precis, USR, ce AUR, așteptați să trebuie facă? Să-și asume adică aceste responsabilitate a faptului că românii vor avea de suferit prin faptul că nu va fi un guvern. Ce vă așteptați să facă? Cum să-și asume responsabilitatea? În fața românilor, să le explice de ce au plecat de la guvernare și au lăsat țara și în același timp au și depus moțiuni. Ei au explicat de ce au plecat de la guvernare, sunt supărați pe dumneavoastră. Pentru că ați promovat Angel Salini și pentru că l-ați dat afară pe Stelian Ion. Haideți să luăm pe rând. Angel Salini este un program care dezvoltă România. Vă acuză că ați discutat despre Angel Salini în coaliție și deși discuțiile încă nu se terminaseră, ați pus proiectul pe ordinea de zi suplimentară a unei ședințe de guvern. Și s-au trezit cu proiectul în ședința de guvern. Să luăm pe rând. Așa a fost? Angel Salini sau ați elementele... Ați discutat ceva și ați făcut altceva? Imediat. Nu, niciodată. Niciodată nu am făcut așa ceva. Angel Salini este un program al cărui componente sunt în programul de guvernare. Cine spune că nu sunt acolo, nu vrea să respecte programul de guvernare sau minte. Și rețele de apă și canalizare și drumurile județene. A fost un program care a fost în dezbatere publică aproape o lună de zile. A fost într-o toată perioada de avizare, niciodată nimeni nu a spus nimic despre acest program, nimeni nu s-a opus dintre colegii mei de coaliție. Au apărut discuțiile cu acest program, în momentul când, bineînțeles, se apropia data congresului la colegii noștri și atunci, ca să arate că se poate face ceva reformă, au legat abuziv desființarea secției speciale de Angel Salini. De aici a început toată discuția. Dumnezeu, în acest moment, când v-au spus că leagă desființarea secției speciale? Două săptămâni înainte de a aproba. Două săptămâni înainte de a aproba acest deci program. Deci ați avut o discuție pe tema. Deci era în avizare. Și am spus foarte clar că acesta este șantaj. Cum v-au zis? Ce v-au zis? Au spus că nu vor fi niciodată de acord cu Angel Salini până... Deci nu că au o problemă cu Angel Salini. Sunt ok cu Angel Salini. Dar să trecem întâi secția specială. Și am spus, este în Parlament. Avem un ministru al Justiției de 8 luni de zile.
am trecut această, eu am desființat secția specială în guvern, chiar dacă colegii de la UDMR au avut și atunci amendamente, am negociat, am reușit să negociez și să trec acea formă în Parlamentul României. A fost depus un amendament la Camera Deputaților, propus de Ministrul Justiției, care după aceea nu mai era bun. Propus amendamentul Ministrul Justiției. Au venit la Senat, nu s-a mai găsit o soluție. Nu poți să șantajezi dezvoltarea românilor. Deci, trebuie să știi toată lumea că nu aveau nimic împotriva programului, doar încercau să obțină un avantaj de imagine prin a bloca acest program. Și asta acest lucru se face. Asta aflăm abia acum. Nu am mai spus acest în lucru. În ziua respectivă, de ce a apărut proiectul pe ordinea de zi suplimentară? Pentru că trecuse prin a fost în avizare. Se terminase procedura de avizare, fusese în avizare la toate ministerele, nu, fusese și la justiție. Există. Ei spun că a venit târziu la justiție. Domnul Prelipceanu, există de 17 a 8 un aviz favorabil cu observații la Ministrul Justiției pe care nu l-a semnat niciodată. Deci, procedura a fost respectată. Nu am spus nimic la acea... Ce... Faptul că n-a fost semnat înseamnă că nu există. Dumneavoastră nu. Știți că aparatul de lucru de la justiție... Explicați-ne. Să vă spun altceva. Deci, nu poți să spui că nu a fost niciodată aici când aveai un aviz favorabil deja pregătit pentru el și cu observații. Deci înseamnă că documentul a fost acolo, deja erau și observații și așa se face, este procedura. Observațiile se trimiteau către Ministerul Dezvoltării. Ministerul Dezvoltării spunea, ok, răspundem la acestea, nu răspundem. E o procedură de avizare. Nu poți să blochezi procedura de avizare. Aici este un abuz al domnului ministru. Nu poți să blochezi procedura de avizare. Și nici activitatea guvernului. Eu am înțeles că se încerca aici să avem două guverne sau trei guverne. De fapt, nu erau doar două guverne. Se părea că e un guvern USR și celălalt guvern. Nu există așa ceva. În guvern nu suntem o federație de miniștri, fiecare face ce vrea. Bun. Nu. Și vine ziua Z, da? Află că e pe ordinea de zi suplimentară și se retrag din ședință. Ne-au spus inițial că v-au cerut niște amendamente. Am fost de acord cu amendamentele. La coaliție, cu o săptămână înainte... Doamna, acum, uitându-se la forma finală a proiectului, cea care a apărut în monitor oficial, spun că amendamentele lor nu să fim serioși. Sunt sau nu sunt? Bineînțeles că o parte din ele sunt acolo. O parte din ele nu sunt, dar asta se întâmplă cu toate. Și am avut amendamente. Vă spun un alt amendament pe care am avut și, până la urmă, din negocieri cu colegii, nu am fost inclus acolo. Vreau ca proiectele să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Am avut discuții, am înțeles că ar putea să fie o problemă mai târziu și a rămas prin ordine de ministru. Și am avut amendamente care nu sunt acolo, să știți. Dar asta nu este un capăt de țară. Până la urmă, asta înseamnă negociere. Nu înseamnă, dar nu șantaj. De ce au plecat din ședință? Adică ce v-au spus? Nu, eu am suspendat ședința, nu plecase din ședință. Eu am suspendat ședința pentru că programul mai trebuia să-i se adauge, nu știu ce, observații trebuiau incluse. Care era graba? Dar nu era nicio grabă. Graba este că 30 de ani de zile, sau nu era nicio, era o grabă, că de 30 de ani de zile stăm cu drumuri neasfaltate, cu apă, cu localități fără apă potabilă și fără canalizare. Este o grabă. Au trecut deja o lună de zile. Oricine vă poate spune că proiectul nu va avea niciun efect, cel puțin un an jumate, doi ani de zile. Deci durează, este o procedură care durează. Dar haideți să vorbim de ipocrizie. În 2016, când era premier Dacian Cioloș, lângă Vasile Dâncu, ce s-a întâmplat cu PNDR2? A fost o hoție sau nu a fost o hoție? Au plătit atunci ministrul finanțelor Anca Dragu și domnul Dacian Cioloș facturi la PNDR2 sau s-au opus în totalitate și au spus nu facem așa ceva? Deci, în ziua aceea, ei nu au fost de acord cu ceva ce au găsit pe ordinea de zi suplimentară pentru că avea legătură cu secția specială, asta exact. Ne spuneți? Asta este singura problemă. Au încercat și asta nu se putea negocia? Nu poți să șantajezi un proiect care a trecut prin tot circuitul de avizare. A fost în dezbatere publică și n-ai spus nimic atunci cu ceva ce n-a nicio legătură și este în Parlamentul României. Nu poți să faci, nu așa se face o coaliție. Nu așa lucrează partenerii între ei, prin șantaj. Nu poți să șantajezi. Și nu e vorba de mine, e vorba despre români. De ce n-a spus asta atunci? Că v-au șantajat cu secția specială? Am spus și atunci, am spus și în coaliție de mai multe ori, am văzut că au și ieșit... În ziua respectivă au spus așa, că vor niște amendamente și că le așteaptă. Și după aceea, după ce au văzut pe ordinea specială, pe ordinea de zi specială, v-au cerut secția specială. După aceea... Au spus Este exact cum am spus eu. Dar, vă spun ce le-a spus și lor atunci. Cel mai simplu era să numească imediat, să îmi propună un ministru al justiției. Imediat. Eu de fiecare dată, și să știți că am avut aceste discuții, le avem de fiecare dată.
Și eu sunt un om responsabil. Când le-ați spus că vreți un alt ministru al justiției? Imediat, imediat, puteau să propună imediat. Dar eu vreau să vă aduc aminte ce s-a întâmplat după ce am demis ministrul sănătății la începutul anului. Am avut un ministru al sănătății care a spus foarte clar că va duce mai departe proiectele fostului ministru foarte bine și ministrul al sănătății care a făcut treabă, pe care eu am lăudat-o. Am zis că a făcut treabă, s-a descurcat bine. Nu sunt de acord, nu sunt de acord acum că pleacă în plină pandemie și lasă ministerul și merge cu o decizie politică și lasă ministerul în această situație, dar asta este altceva. Până acum nu știam că nu mai sunt 1504. Am luat decizia cu ministrul finanțelor și astăzi trebuie să știe toată lumea că nu am făcut asta doar cu colegii de coaliție la USR. Și unde am văzut că ministerul finanțelor nu a funcționat, am luat decizia imediat. După ce am discutat, am avut câteva întâlniri, am văzut că nu funcționează. Când am luat acea decizie, să știți, colegii de la USR au fost foarte fericiți. Pentru că și ei știau că nu funcționează și după aceea a funcționat. Vedeți că funcționează la Ministerul Finanțelor. Așa și aici. Eu vă garantez că dacă venea un ministru a doua zi, lucrurile se îmbunătățeau. Până la urmă, pe mine mă interesează guvernarea pentru români. Să fie guvernare bună și dacă eu decid că cineva nu-și face treaba, și am și avertizat de câteva ori, nu era prima oară când avertizam acest lucru, voi lua o decizie, pentru că eu voi răspunde în fața românilor până la urmă, dar și noi toți. Dan Barna și Ludovic Orban au spus că i-ați anunțat cu câteva minute înainte să ieșiți în conferința de presă. Nu este adevărat. Că i-ați anunțat că renunțați la Stelian Ionel. Nu este adevărat. Am avut discuții cu domnul... Nu e adevărat, adică i-ați anunțat cu mai mult timp înainte. Deci am avut discuții cu domnul Dan Barna și cu domnul Dacian Cioloș în acea zi de foarte multe ori, nu doar o dată. De fiecare dată mi se spunea că are mandat domnul Stelian Ionel să nu dea aviz până nu trece... Siș. Vă dați seama că nu suntem la colțul străzii. Suntem în guvernul României. Nu poți să șantajezi în așa hal premierul României. Și aici am spus foarte clar, bine, atunci voi luați decizia voastră, eu am luat decizia mea, nu putem să șantajezi actul de guvernare. În ziua aceea când ați anunțat decizia de a-l revoca pe Stelian Ion, știați că se va ajunge aici? Aici unde suntem simplu, astăzi, adică moțiune, demisii. Deci amenințarea cu moțiune a venit imediat după ce am propus, am acceptat pe ordinea de zi Angel Sarin. Nu mai era ceva nou. De atunci au mers direct... Ne mai ziceți ceva. Vă amenințaseră deja cu o moțiune? Deci nu era nicio problemă. Vă amenințaseră cu o moțiune pe care să o depunem împreună cu AUR de când? Din momentul în care am propus acest program pe ordinea de zi. Mai spun ceva despre Angel Salini. Spun cei de la USR Plus că aveți nevoie de el pentru congresul este PNL. Pentru toți primarii din România, inclusiv primarii USR. Vreți să -mi spuneți că primarii USR nu vor accesa acest program pentru comunitățile lor, pentru a-și dezvolta comunitățile? Asta ne spun colegii noștri? Nu este adevărat. Este pentru toți și nu este nici măcar pentru primari. Primarii sunt doar intermediari. Sunt pentru comunități aceste programe. Fondurile europene, să știți. Fondurile europene tot prin autoritățile locale se implementează. Tot prin primari se implementează. Deci întrebarea de ce sunt nu pentru primari sunt aceste... invitați primarii să folosească fondurile europene, nu un fond al Guvernului României. Foarte bună întrebarea. Pentru că aceste lucruri, drumurile județene, comunale județene, canalizarea anumite zone, apa, nu mai este finanțată pe fonduri europene. Și avem, și asta te discut cu toți primarii, nu doar primarii PNL. Prioritizați-vă proiectele. Avem proiecte în PNRR, care au anumite, trebuie să aibă anumite criterii, energie verde și digitalizare. Avem proiecte în fonduri, pe fonduri europene. Prioritizați, mergeți acolo. Și ce nu intră nici pe PNRR, nici pe fonduri europene, avem în Angel Salini. Proiectul este total diferit de ce a avut domnul Dacian Cioloș și a susținut în 2016 lângă Vasile Dâncu și doamna Dragu. Atunci erau incluse tot felul de grădinițe, școli și așa mai departe. Aici avem apă, canalizare, drumuri și gaze, lucruri de bază pentru secolul 21, pe care românii nu le au încă. 44% din populația României este încă la țară. Am văzut că lumea se duce și filmează unde am trăit eu când eram copil și vede acolo că este un drum care n-are, deci este întotdeauna, de-abia urcă mașinile, nu există nici canalizare, nu există apă, nu există aici. În secolul 21. De ce abia acum? Sunteți la guvern de aproape un an. De ce abia 8 luni de zile. 8 luni. Nu este abia acum. Vă spun că a fost, tocmai asta vă spun, că n-a fost peste noapte.
A fost un proiect pe care l-am construit. M-am uitat, în primul rând, la ce a fost până acum, ce s-a finanțat prin proiectele vechi. N-am uitat unde sunt nevoile. Am strâns proiectele care erau la CNI. Nu a fost un lucru care s-a întâmplat așa peste noapte și ne-am grăbit. Nu. El a fost în dezbatere publică, o lună de zile. Nu a venit nimeni să spună nimic. Credeți că interesul lor era chiar secția specială? Dacă e un proiect important pentru ei, nu se putea negocia? Au avut toată susținerea. Că negocierea așa e. În 8 luni de zile, au fost susținuți colegii noștri și nu numai ei. Este în program de guvernare. Eu susțin tot program de guvernare. De ce aveam nevoie de susținerea dumneavoastră pentru desființarea secției speciale? Nu știu, pentru că în coaliție sunt președinții de partid. Eu sunt acolo reprezentând partea guvernului. Ne lăsați să înțelegem că proiectul ăsta cu secția specială a fost talonat din altă parte? A trecut de guvern. Proiectul a trecut de guvern în varianta propusă și pentru care m-am luptat, ca să fie așa, de Ministerul Justiției. Eu mi-am făcut treaba. De fiecare dată când a fost nevoie de mine să susțin ceva, am susținut. Și niciodată nu am șantajat pe nimeni. Nu am șantajat să treacă un proiect ca să-l pun eu pe asta. Aici este marea problemă. Nu poți să mergi înainte și vedem, de fapt, pentru că ajungem... Care a fost secundă, dați-mi voie. Care a fost șantajul, de fapt? Secția SIJ versus Angel Sarin. Și de ce îi spuneți șantaj? Urma să se întâmple. Adică dacă ați fi negociat, v-ați fi înțeles... Nu, este un șantaj pentru că nu au nicio legătură. Și în momentul în care spui premierul României că șantajul nu vei avea... Șantajul e cu amenințare, e cu ceva este rău. Da, amenințarea este amenințarea următoarea. Amenințarea era că... Amenințarea următoarea. Și moțiunea este amenințarea, pe de o parte este moțiunea și este clar aici actul de amenințare, dar pe de altă parte nu poți să spui că l-am mandatat pe ministrul justiției, deci președintele de partid îl mandatează pe ministrul justiției doar pentru că este în acel partid să nu dea aviz până nu trece un alt proiect care nu are nicio legătură cu proiectul din guvern. Dar eu vreau să vă spun altceva aici, pentru că acest mod de lucru cu șantaj acum pare normal când mă uit la coaliția toxică pe care au făcut-o în Parlamentul României cu AUR. Pentru că este o declarație de valori. Nu v-ați fi așteptat să se întâmple asta? Este de o declarație de valori. Pentru că eu am văzut acest partid care a venit din afara, i-am văzut diferit de celelalte partide. M-am uitat la ei și am văzut că nu se poate să... eu nu credeam vreodată să văd pe cei de la USR lângă cei de la AUR în coaliție. Să văd că se roagă, și am văzut pe domnul Barna la dumneavoastră în emisiune aici, să spună că este ok și cu PSD. Și merge și susține și moțiunea PSD. Deci mie mi se par lucrurile acestea inimaginabile. Noi în România avem, și noi în clasa politică, Partidul Național Liberal are un dușman și un adversar etern. Partidul Social Democrat. Cu care vă acuză că v-ați aliat, că vă susține PSD ca să nu treacă moțiunea, nici măcar să nu fie citită. Să lăsăm ipocrizia deoparte. Dacă PSD mergea în alianță cu USR și AUR, nu erau răi. Nu? Erau buni și așa mai departe. Nu contează că ce era, cum ar fi fost. Contează că acum, de patru ori, în birourile permanente, nu s-a putut stabili o ordine de zi care să conțină moțiunea, pentru că nu au fost PSD-iști. Dacă PSD, dacă USR ar fi agreat ceea ce aud, că se agrează să fie de acord cu premierul PSD, ar fi avut susținerea PSD. Că negociază cu PSD? PSD negociază cu ei, pentru că asta se întâmplă. PSD nu ne spune asta. Vă spun eu, este ceea ce se întâmplă acum în Parlamentul României. Majoritatea care vrea să arunce țara în aer, AUR, USR, PSD, se negociază. Pentru că altfel nu are cum să se întâmple. Nu are cum, dacă nu se va negocia. Credeți dumneavoastră că cei de la PSD vor da jos un guvern care după aceea stai să uite să stai iar în opoziție? Nu. Ei negociază și strategia lor să-și pună premier alături de USR și de AUR. Asta este problema pe care o vedem. Dar vă mai spun un alt lucru. Și de aceea l-am spus colegilor de la USR, acest colegilor de la USR, că încă putem să mergem mai departe. Trebuie să retragă... Care sunt condițiile? Simplu, să retragă această moțiune în Parlament. Gândiți-vă că pentru Partidul Național Liberal o să fie foarte greu în viitor să stea la aceeași masă cu cei care au dat jos guvernul condus de un premier liberal alături de AUR și PSD. Cei mai mari dușmani ai PNL. Deci cum poți să crezi că te vei veni în viitor să negociezi, să discuți, să faci o coaliție cu Partidul Național Liberal după ce i-ai dat jos premierul, ai dat jos guvernarea, aruncat țara în aer, dar nu așa, alături de AUR și PSD, cei mai mari dușmani ai Partidului Național Liberal. Trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. Este încă timp să fie retrasă această moțiune.
Dacă se retrage această moțiune, revenim la masă, discutăm, haideți să discutăm, vedem, stăm o zi, două, ne calmăm cu toții, fără declarații, fără nimic, dar dacă vrem să mergem mai departe, va fi complicat. Și România, vă spun, are singura șansă astăzi, și matematic, dacă ne uităm în Parlament, nu suntem condamnați, dar este singura soluție pentru România. România poate să aibă doar o guvernare de dreapta. Și asta este aritmetica parlamentară. S-a văzut dar în zilele spun, astea că există și alte soluții. Există soluția unei coaliții între USR și AUR. Și PSD. Există. E adevărat. Dumneavoastră spuneți că există chiar și soluția unei coaliții USR-AUR-PSD. Eu vă spun altceva. Pentru viitorul României există o singură coaliție. O singură coaliție care poate să facă reforme, care poate să ducă mai departe tot ce am început în această perioadă. Această coaliție este PNL, USR, UDMR. Și vă mai zic ceva. Mâine, dacă săptămâna viitoare cade guvernul, da? Merge mai departe pe această procedură, cade guvernul. Ce facem cu PNRR pe care îl vom semna la sfârșitul acestei luni? Cine va semna PNRR-ul din partea României? Chiar așa e responsabil suntem, ne facem de râs a doua oară, nu e de ajuns că ne-a făcut de râs PSD-ul cu premierul Japoniei când și-a demisia premierul cu o zi înainte? Acum o să vină la Ursula și cu cine semnează PNRR în România? Deci, toate aceste lucruri și aceste măsuri luate și aruncate așa, deci avem, vine iarna, avem o problemă cu facturile, suntem în pandemie, se va apropie de a semna PNRR-ul, dar este ok să aruncăm în aer guvernul alături de PSD și de AUR? Este planul PSD. Dumneavoastră ne spuneți acum ceva foarte grav. Adică vă așteptați ca în ipoteza în care această moțiune trece să nu avem guvern până în octombrie, pentru că aprobarea în comisie ar fi acum în septembrie și aprobarea în Consiliu în 5 octombrie. Octombrie. Da. Adică n-am avea guvern până atunci? Vom vedea. Vom vedea care sunt negocierile, ce se întâmplă, dar este complicat. După ce dai guvernul jos cu alături cu voturile PSD și AUR, faci coaliție cu PSD și AUR, să mergi la masă cu PNL va fi complicat. S-au spus foarte multe, domnule prim-ministru. S-au spus foarte multe. Printre altele, Stelian Ion l-a acuzat pe președinte că ar fi în spatele acestei manevre pentru că ar fi fost nemulțumit de procedura pe care a început-o el, Stelian Ion, pentru procurorii șefi. Cum nimic, nimic adevărat aici. Dar știți, erați la curent cu ce făcea Stelian Ion în legătură cu procurorii șefi? Era este bine? Este atributul domnului ministru al justiției să facă acest lucru. Eu am primit un mesaj cu o seară înainte că a doua zi va începe procedura. Am avut o singură întrebare. Dacă este pe legislația sau pe legea pe care a modificat-o Tudorel Toader? Și mi-a spus că da. Și am întrebat de ce n-ai schimbat-o în 8 luni de zile. Am primit mai multe scuze. Asta era. Pentru că eu mi-aduc aminte de Stelian Ion în Parlamentul României și când mergeam eu cu el în Piața Victoriei, când protesta împotriva legilor făcute de Tudorel Toader și de Liviu Dragnea. Dar după aceea înțeleg că a fost de acord să înceapă această procedură. Acolo chiar nu era atributul lui, treaba lui, doar am avut întrebarea aceasta. Dacă a modificat procedura, mi-a spus că nu și nu am avut altă. Ați avut o discuție? Dar totuși, iarăși vorbim de moralitate, pentru că, vedeți, această legare a USR-AUR nu este întâmplătoare. Când în stradă țipi împotriva lui Liviu Dragnea și lui Tudorel Toader, după aceea folosești procedura lui Dragnea și lui Tudorel Toader, spune ceva despre moralitate. Când ești astăzi împotriva PSD toată ziua și împotriva AUR, dar după aia te duci lângă ei și spui că este ok și cu AUR și cu PSD, este o declarație despre moralitate. Și până la urmă oamenii trebuie să se judece și se vor duce în... avem doi oameni doi, care ne judecă, avem... Noi proprii în oglină ne facem analiza propria conștiință și la vot. Acestea sunt judecățile pe care ați avem oameni politici. Ați avut o discuție politici. Cu președintele României în legătură cu această procedură pornită de ministrul justiției pentru procurorii șefi? Nu am avut așa ceva. O discuție cu președintele României despre cearta cu cei de la USR în legătură cu proiectul Angel Salini? Eu nu vă spun acum discuțiile mele cu noul președinte. Ați discutat în ziua aceea sau președintele a primit din partea dumneavoastră o cerere de revocare și atât? Nu, vă dați seama, discuțiile mele cu domnul președinte sunt discuții private. Ați cerut o mediere în fața președintelui nu are de cu ce, cei de la USR? Vă dați seama, cum s-a dus președintele României într-o chestie atât de... pe care o vezi la colțul străzii, o vezi în barul acelea mexicane, nu? Șantaj. Cum s-a dus și așa ceva domnul președinte să fie în așa discuție? Eu nu credeam,
sincer, nu credeam că se întâmplă așa ceva. Nu credeam că pot să fiu vreodată... Ce nu credeți că se întâmplă? În fața unei situații în care să fiu șantajat de colegii de coaliție. Mă așteptam la PSD, mă așteptam de la AUR, dar nu mă așteptam de la colegii la de coaliție. La ce a urmat v-ați fi așteptat? Nu mă așteptam să îi văd alături de AUR, pentru că eu știu oamenii din USR, îi cunosc pe oamenii aceștia. Avem multe valori, majoritatea valorilor le împărtășim. Nu împărtășim nimic cu cei de la AUR. Eu niciodată nu o să pot să-mi pun semnătura lângă un parlamentar AUR sau PSD. Indiferent de scop, vă spun că pentru noi, pentru Partidul Național Liberal, principiile contează. Moțiunea mea pe care o folosesc este România liberală. Eu chiar cred că doar printr-o România liberală, în care să știți că multe din valori sunt împărtășite colegii de la USR, putem să scăpăm România de sărăcie. Anghel Salin este un astfel de program care investește în comunitățile din România și reducem din acest grad de sărăcie. Guvernul premierului Câțu este aproape de colaps. Acest lucru a cântărit atât asupra monedei, cât și asupra obligațiunilor suverane. Erste Research, o notă despre ce se întâmplă acum în România, citată astăzi de Profit.ro. Guvernul premierului Câțu este aproape de colaps. Cât de gravă este situația? Acum, la fotografie, acum când vorbim. Depinde ce se întâmplă în viitor. Depinde de următorii pași. Păi sunteți amenințat de o moțiune. Deci, întotdeauna acest lucru creează volatilitatea pe piețe, pentru că este o situație în care nimeni nu știe cine va fi următorul guvern. Acest guvern a construit încredere și am arătat, începând de anul trecut, am avut un plan în doi pași. Anul trecut am vrut să stabilizăm economia, am stabilizat-o. Anul acesta era momentul creșterii economice și avem creștere economică. Prima au reacționat agențiile de rating, avem îmbunătățirea ratingului, suntem evaluați, totul este ok. Și era ok. Avem creștere economică 13,6% în trimestrul 2. Suntem amenințați cu o scădere a ratingului. Problema este adevărat. Și aici, iarăși, responsabilitatea este a celora care vor să dea jos guvernul. Trebuie să fim foarte... Responsabilitatea este a tuturor. Nu. Dumneavoastră. Partidul Național Liberal este la guvernare. Nu este adevărat. Partidul Național Liberal stă la guvernare, face guvernare, în fiecare zi am luat măsuri care să îi ajute pe români și ne pregătim, am avut în această perioadă întâlniri cu prefecții pentru a discuta despre anul școlar care începe săptămâna viitoare. Da? Am discutat despre sezonul de iarnă, m-am întâlnit cu actorii principali pe piața energiei pentru a înțelege ce se întâmplă și a venit cu soluții. Am cerut și, de fapt, am transmis legea consumatorului vulnerabil acum câteva luni de zile în Parlamentul României, deși ea de prin 2012 bântuie prin Parlament și pe la Guvern. N-a văzut nicio ședință pe la 11 noaptea nici președintele Camerei Deputaților, nici președintele Senatului să facă și un BPR la 11 noaptea să ceară să fie aprobată această lege, până nu am zis eu că mi-asum răspunderea dacă nu va fi aprobată această lege în Parlamentul României. Pe mine mă interesează guvernarea și mă interesează românii. Să arunci acum în aer guvernarea, când ai aproape un PNRR desemnat. Avem situație de pandemie, prețurile la energie, criza... Piețele, bineînțeles, vor face analiza lor și vor vedea ce se întâmplă, cine va veni. Deja o fac. Și vă spun, și a trebuit să citiți atenție acolo. Riscul nu este o coaliție, că va continua o coaliție de dreapta. Riscul pe care îl văd piețe este o coaliție USR-AUR-PSD. Cel mai mare risc, și veți vedea că atunci se vor... Până în alta suntem în plină instabilitate. Asta nu, este acum problema. Acum suntem, în acest moment, depinde ce se întâmplă în viitor. Depinde ce se întâmplă în viitor, asta înseamnă instabilitate. Putem să oprim totul dacă colegii de la USR devin politicieni responsabili și maturi, retrag moțiunea și revin la masa discuției. Domnule prim-ministru, când ați vorbit ultima oară cu Dan Barna? Vinerea trecută. Și de atunci încoace deloc? Nu am avut... Dumneavoastră îl vedeți pe el la televizor? Sunt sigur că el acum la televizor o vede pe dumneavoastră. Am discutat atunci. Dar n-ar fi fost bine să vorbiți puțin? Nu a fost. Haideți să spun altceva. Ultima ședință a coaliției s-a întâmplat pentru că am cerut-o eu. De atunci nimeni n-a cerut nicio ședință a coaliției. Doar am văzut acțiuni care se ducă la căderea acestui guvern. Și iarăși trebuie să vorbim puțin despre această acțiune. Noi spuneam, noi toți, eu împreună cu colegii de la USR și cu colegii de la UDMR, noi uitam și spuneam, niciodată nu credem noi că vom da, noi nu vom da propriul guvern jos. Asta este metoda Dragnea. Uite că cei de la USR sunt ok și cu metoda Dragnea.
să-și dea jos propriul guvern. I-am salvat de ridicol astăzi pentru că le-am semnat demisiile. Altfel, ar fi fost în situația în care votau o moțiune împotriva propriilor persoane. Ați fi putut să nu luați act de demisiile lor pe care le-au anunțat da, public? 15 zile ar fi existat această variantă? Puteam să stau 15 zile să-i las să voteze împotriva propriei persoane. Și ridicol ar fi fost... Pentru că am vrut să nu, să-i salvez de acest ridicol. Și atunci cum au ei posibilitatea să revină asupra acestor demisii dacă dumneavoastră le-ați trimis la Cotroceni? Foarte simplu. Putem să revenim la masa discuției și, bineînțeles, facem aceleași nominalizări și mergem mai departe. Deci nu este o problemă. Cu aceleași nominalizări? În acest moment. Ei își doresc foarte mult ca dumneavoastră să nu mai fiți prim-ministru. În acest moment, structura guvernului este foarte clară. Și știu foarte clar care sunt portofoliile ministerului, portofoliile colegiului la USR. Nu s-a schimbat nimic în acest moment. Chiar nu s-a schimbat nimic. Ne spuneți că în acest moment, pentru că e posibil să se schimbe, să vă răzgândiți? Păi nu depinde de mine asta. Ci de? De cine? Deci structura guvernului este dată de Parlament. Deci noi am un nou guvern, poate este un nou guvern și așa mai departe. Dar astăzi acestea sunt portofoliile. Mai e o întrebare. Nu vă reproșați nimic? Adică lucrurile n-ar fi putut să iasă altfel dacă dumneavoastră ați fi făcut altceva sau altfel? Poate este posibil ca vorbind sau discuțiile pe care le-am avut să fi fost mai, n-am fost la fel de, cât trebuie de tranșant. Și poate că lumea nu m-a luat în serios. Dar cred că atunci când am spus, eu am crezut că atunci când am spus în ședința coaliției că nu răspund la șantaj și nu voi fi niciodată șantajat, cred că am crezut că a fost foarte clar. Se pare că nu am fost înțeles bine. Și poate că acesta este o vină pe care o am. Trebuie să fiu mult mai ferm, mult mai tranșant și să spun că nu merge așa. Dar s-ar fi întâmplat puțin mai devreme atunci. Știți care este întrebarea pe care și-o pune toată lumea? Măi, ăștia sunt oameni de stat, da? Da. Conduc țara. Premier, vicepremier, au partide, au miniștri, au... Toată țara asta este pusă în mișcare de acești oameni. Situația pe care o desenați aici, oricum noi o știm că o simțim pe pielea noastră, este una gravă, foarte gravă. Adică lângă ce se întâmplă cu euro, ce se întâmplă cu facturile noastre de energie și valul 4, peste toată povestea asta, mai vine și instabilitatea guvernamentală. Noi nu știm ce se va întâmpla mâine. Nici dumneavoastră nu știți. Nimeni nu știe ce va fi mâine. Oamenii ăștia nu cumva ar fi fost cazul să se întâlnească și să se bată cap în cap până găsesc o soluție? Ei nu-și vorbesc de 5 zile. Ba da, dar am cerut atunci, ne-am văzut, a fost ultima ședință, repet, a fost inițiată de mine, vine la ora 6. Eu am fost ultima. După ce am inițiat această ședință, colegii de USR au plecat imediat și au depus moțiune împotriva propriului guvern. E cam complicat și din punctul meu de vedere... să mă duc acum să cer o discuție. Dar dacă vor cere o discuție... Oricum atunci ar fi fost mai simplu, pentru că între timp, dincolo de moțiune, s-au și spus o mulțime de lucruri și dumneavoastră despre ei și invers. Nu am spus decât atât, coaliție toxică. Eu nu mă vedesc că merg să atac vreo persoană. Și nu am atacat pe nimeni direct. Doar spun că sunt surprins de această coaliție USR-ul. Dar să știți că eu chiar sunt surprins de această coaliție. Nu credeam vreodată să văd în România... Sunteți surprins, dar sunteți convins, ne-ați spus de mai multe ori, că este totuși singura soluție ca oamenii ăștia să vină înapoi. Da, să retragă moțiunea. Coaliția. Exact. Eu vă spun, singura coaliție care poate guverna România astăzi, din două motive. Unu, aritmetica parlamentară este PNL, USR, UDMR. Al doilea, sunt ferm convins că doar valorile noastre pe care le împărtășim, nu le împărtășim cu aur, valorile pro-europene, modul nostru de reforme pe care le-am asumat, doar acestea pot să scoată România din sărăcie. Nu o alianță cu USR, dacă cu aur și PSD. Cu Stelian Ion? Să vină înapoi. Haideți să întâi să venim la masă și să discutăm. Deci există această posibilitate? Întâi să deschidem canalele comunicării și după aceea discutăm. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem, pentru că sunt foarte multe întrebări. Trebuie să vorbim despre facturi, trebuie să vorbim despre euro. Trebuie să știm ce se întâmplă și care sunt soluțiile. Pauză și ne întoarcem. Suntem cu prim-ministrul României, Florin Câțu, studioul Digi24. Domnule prim-ministru, ce mai colaborați? Mai aveți vreo colaborare cu Ludovic Orban? Da, bineînțeles. A fost la ultimul BPN în care s-a cerut vot pentru susținerea demersurilor premierului, de susținerea premierului Florin Câțu, de persoana mea, de a demersurilor pe care voi face în continuare la guvernare, măsuri implementarea programului de guvernare, și a votat chiar pentru. Deci există colaborare, discutăm. Mă surprind acțiunea domniei sale din Parlament în ultima perioadă, dar
Asta este. Care dintre acțiuni? Mai precis. Am mai spus, pare cel mai mare susținător al moțiunii USR Aur. Este cel care dorește foarte mult să fie citită neapărat să treacă. Argumentul lui Ludovic Orban este că dacă ar face altfel, ar fi abuz de funcție. Da, dacă ar fi respectat regulamentul, eu spun, aici este opinie, vom vedea Curtea Constituțională ce spune. Dacă ar fi verificat semnăturile, dacă ar fi verificat toate procedurile, după aceea, da, ar fi fost un abuz de funcție. Dar în momentul în care nu respecti procedurile, repet, este ceea ce eu spun, pare mai mult așa. Și această grabă de a aduce, ok, am înțeles, nu ai BPR, haideți să vedem ce se întâmplă. Deci totul în plen de a citi moțiunea, pare că este cel mai mare susținător acestei moțiuni. Și asta ce vă spune? Ce înseamnă asta? Cred că domnia sa trebuie să răspundă și nu mie. Trebuie să le spună liberalilor. Pentru că până la urmă este vorba de premierul liberal, este vorba de Partidul Național Liberal. Dacă președinte Partidul Național Liberal pare în spațiul public că este cel mai mare susținător al unei moțiuni USR Aur, trebuie să le explice lor acest lucru. Cu Ludovic Orban vorbiți? Da, vorbesc. Și i-ați spus asta? I-ați spus că e susținătorul moțiunii USR? I-am spus acum două zile că despre un BPN-ul de ieri, am avut o discuție despre BPN-ul de ieri, au avut opinii diferite, i-am spus noi vom convoca un BPN oricum. Dar am avut opinii diferite despre situație. I-am spus public. Că mă surprinde că la 11 noaptea a stat să facă un BPR pentru această moțiune, dar niciodată nu am văzut să stea la 11 noaptea pentru legea consumatorului sau alte proiecte de legi. Doar mă surprind aceste acțiuni. Nu știu ce cum este. Eu sunt nou în politică, învăț de la oamenii mai vechi ce înseamnă. Dar, repet, aceste acțiuni trebuie explicate în numie. Partidul Național Liberal și membrii Partidului Național Liberal, că un președinte al Partidului Național Liberal poate ajuta să pice guvernul liberal. Ce vor face parlamentarii PNL dacă moțiunea va fi citită și deci începe calendarul și va sosi momentul votului moțiunii? În primul rând, la citire, la plenul nu reunit. Nu este nevoie de quorum la citire. Nu este nevoie de quorum. Nu este quorum la citire. Eu știu că și la precedentele discuții, dar la moțiuni și membrii Partidului Național Liberal, parlamentarii, sunt prezenți, dar nu votează. De obicei, aceasta este cutuma. Și asta se va întâmpla și la votarea moțiunii. Nu văd de ce ar trebui să fie o diferență. Nu cred că un partid, asta ar fi culmea acum, un membru al Partidului Național Liberal să voteze o moțiune, nu mai spun că este împotriva guvernului PNL, alături de USR și AUR. Asta ar fi cea mai bună, dar încă nu le-am văzut. Am văzut pe toate atunci. Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, spune că nicio ședință a Parlamentului nu poate exista fără quorum. Cred că la citire nu este nevoie de quorum, din ce știu eu în Parlament. Iar la votare, ne-ați spus ce vor face la parlamentarii votare, PNL. Da. În privința parlamentarilor PSD, de care depinde totul, știți că e în plină desfășurare o negociere între PSD și USR. Așa am înțeles, pentru o guvernare după această moțiune. Și eu vă spun acum din ce văd în spațiu public. Am văzut acea emisiune noastră și l-am văzut pe domnul Barna, care a spus prima dată că este ok cu AUR și a doua zi s-a întâmplat cu AUR și au semnat și au venit. Și m-a spus că este ok și cu PSD, face coaliție și cu PSD. Și este ceea ce aud eu în Parlamentul României, că știți că aceste lucruri se aud. Se auzea, nu le credeam. Auzisem despre negocierea pe moțiune cu AUR. N-am crezut așa ceva. Așa auzim și despre această nouă coaliție care se formează USR-PSD-AUR. Ceea ce este bizar, este împotriva naturii, dar asta este. Domnule prim-ministru, dacă ei negociază, nu negociați și dumneavoastră? Nu, eu nu. Nu negociați? Nu negociem. Așa se întâmplă în politică. Da, nu negociem cu PSD, noi nu negociem. Nu cu PSD. Dacă nu cumva negociați susținerea guvernului, să nu cadă avem la moțiune. Avem nevoie, dacă vă dați seama, nu, cei de la USR negociază cu PSD, nu este blat. Eu vă spun că nu avem nevoie de negociere. Este foarte simplu. USR trebuie să renunțe la moțiune. Și nu mai negociază nici cu PSD, nici cu AUR. Scapă și de această negociere cu PSD și cu AUR. Și aici nu înțeleg eu. Există viață și în viitor. De ce să se asocieze cu PSD și cu AUR? Eu nu înțeleg acest lucru. Care e următoarea mișcare? Aș vrea să văd următoarea mișcare. Cum
pot să vin la masă cu Partidul Național Liberal, partidul cel mai mare partid de dreapta din România, și vă garantez că va fi cel mai mare partid politic din România după ce voi câștiga alegerile în 25 septembrie, cum poți să vii la masă cu Partidul Național Liberal după ce ai dat jos guvernul în care Partidul Național Liberal are premier? L-ai dat jos alături de AUR și de PSD. Trebuie să ne gândim la următorii pași, pentru că la un moment dat se trece o linie roșie și va fi foarte complicat să revenim la aceeași masă. Încă putem să stăm la masă. Încă avem căi deschise de colaborare și putem să stăm la masă. Eu zic că toată lumea trebuie să judece la rece situația și să revenim la masa de discuție. Pentru că în momentul în care AUR, USR, PSD au votat o moțiune împotriva Partidului Național Liberal, o să fie foarte complicat după aceea. Dumneavoastră credeți că dacă va trece moțiunea cu susținerea PSD și a inițiatorilor USR AUR, deci dacă trece moțiunea și pică guvernul Câțu, credeți că mai câștigați alegerile din 25 septembrie? N-au nicio legătură. Nu au legătură? Nu. Vă spun că România Liberală, moțiunea pe care am prezentat-o cu colegilor liberali, este o moțiune care arată clar o viziune la care membrii Partidului Național Liberal cu toții cred în ea. Dar eu vă spun altceva. Partidul Național Liberal o să fie la guvernare până în 2024. Minoritar, cu susținerea? Partidul Național Liberal o să fie la guvernare până în 2024. Pentru că asta e o altă întrebare. Dacă moțiunea pică, dumneavoastră, rămâneți în funcție, îi mai așteptați pe cei de la USR la discuție dacă pică moțiunea? Haideți, eu vreau să nu ajungem acolo. Nu vreau să ajungem la momentul în care... Ne-ați spus că trebuie gândiți următorii pași. Exact. Eu nu vreau să ajungem la momentul în care USR, alături de AUR și de PSD, vine la vot cu moțiune împotriva Partidului Național Liberal. După aceea se discută altfel. În acest moment putem să discutăm orice. Stăm la masă, discutăm, vedem cum ne înțelegem. Portofoliile sunt acolo, nu le atinge nimeni, sunt oamenii, sunt acolo. Bine, fără secretarii de stat, pentru că eu înțeleg că nu pot să... Și aici vă spun care este frica mea. În momentul în care negocia cu AUR și cu PSD, nu pot să am secretari de stat în ministere, pentru că eu nu știu ce interese vor reprezenta acolo. Ale AUR, ale PSD... Când îi destituiți? În această seară. În această seară? Da. Secretarii de stat, dar directorii? Nu, unii sunt pe concurs, nu putem să ne ducem acolo, deci trebuie să va fi respectată legea pentru fiecare parte, dar nu poți să fii alături de PSD și de AUR și să crezi că ești și într-un minister unde poți să influențezi negativ activitatea oamenilor. Eu nu știu ce le va spune cei de la AUR, ce le va spune. Haideți să luăm un exemplu cu vaccinarea. Astăzi... Vaccinarea, un subiect foarte bun. Deci, trebuie să luăm pauză. Luăm pauză, okay. Și ne întoarcem. Vorbim despre valul 4 și despre vaccinare. Ne întoarcem. Prim-ministrul României, Florin Câțu, anunță la Digi24 că în această noapte vor fi destituiți secretarii de stat USR Plus, pentru că, ați spus, nu aveți încredere în ei. După această alianță, și vreau să vorbim despre vaccinare, alianța USR AUR. Până la vaccinare, nu aveți încredere în ei că ce ar putea să facă? Ce... Vă sabotează? Ce? Bineînțeles, vă dați seama că acum ar putea să facă orice împotriva acestei guvernări, pentru că politica pe care o vedem din partea partidului USR este, plus este aceea de a da jos acest guvern. Nu poți să ții în guvern oameni care vor să te saboteze. L-ați văzut pe Dan Barna. El spune de fapt că are o problemă cu dumneavoastră și că n-ar fi nicio problemă dacă un alt prim-ministru de la PNL ar menține exact același cabinet. Să fie lucruri foarte simple. E o chestie personală? E important. Nu, vrem să știm. E o chestiune personală? Eu am avut o relație foarte bună și am o relație cu Dan. Și totuși nu vorbiți. Partidul Național Liberal este cel care numește premierul. Partidul Național Liberal are o decizie a Biroului Politic Național de susținere în funcție de premier în persoana mea. Și spuneți că vă susține chiar și Ludovic Orban. A votat și el, chiar și Ludovic Orban a votat pentru. Vreau să revin puțin, cred că este foarte important, la partea de vaccinare. Această asociere cu AUR. AUR este un partid antivaccinist. Secretarii de stat, eu nu știu ce se negociază în spate. Eu nu știu ce se negociază pentru ce a primit la schimb AUR. Păstrând secretarii de stat la Ministerul Sănătății, de exemplu. Dacă cumva AUR a negociat ca această campanie de vaccinare să fie încetinită, să stea deoparte, să nu mai fie așa de mediatizată. Nu că ar merge foarte iute.
Nu. Campania de vaccinare. Tocmai de aceea. Suntem vicecampioni europeni la non-vaccinare. Ne mai trebuie încă, încă ceva. Deci noi nu știm ce a cedat USR celor de la AUR pentru a semna cu ei. Și dacă asta este, mi se pare, unul dintre motive, este nu am, acum nu știu dacă așa este, dar nu pot să risc așa ceva. Nu pot să-mi asim riscul ca AUR, prin USR, să îngreunească, să îngreuneze această campanie de vaccinare. Nu vreau să-mi asum acest risc. Nu știu ce vrea să facă AUR la celelalte ministere. Ce li s-a promis lor? Niciodată nu voi risca sănătatea românilor pentru că USR a făcut o alianță cu AUR și noi nu știm ce le-a promis. Există pentru că nu există variantă? Așa ceva. Nu este pe lumea asta nimic gratuit. Există vreo variantă în care vaccinarea să meargă mai repede? Să prindă mai multă forță? Pentru că nu suntem nici 30% vaccinați. Suntem 31%. Am primit astăzi de la domnul dezamăgitor, oricum mai luau. Da, este o campanie pe care am început-o, am avut-o la început. România, cred că acum, când vedem numărul de persoane infectate, iarăși trebuie să ne dăm seama că este reală pandemia, trebuie să ne dăm seama că doar prin vaccinare putem să o depășim și vă spun, asocierea USR cu AUR, legitimând un partid care este antivaccinist, va face și mai grea misiunea noastră de a crește vaccinarea. Ce cifre aveți la guvern? Cu ce cifre lucrați? Pentru că deja sunt 2000 de cazuri pe zi. Ni se spunea că într-un vârf al valului 4 ar fi un maximum de 2000 de cazuri pe zi. Noi suntem abia acum la 2000. Scenariile, da, sunt diferite. Era vorba de 1500 la jumătatea lui septembrie. Voi că suntem la 2000. Înseamnă că mergem mai sus. Nu știu unde mergem, dar avem soluția. Cu un număr mic de paturi avem la terapie soluția. Intensivă va exista numărul de paturi, sufocare a numărul de paturi intensivă. va crește, vă garantez acest lucru. Asta am cu vorbit. Cu interimar la sănătate? Cu cecheotilo? Da, cu cecheotilo acolo, ajutat și de Nelu Tătaru și de Victor Costache, de toată lumea. Toate voi pune acolo toți oamenii să ajutăm să creștem numărul de paturi la ATI. Am crescut și în iarnă, dar vă spun, În spațiul public, asocierea USR cu AUR, un partid antivaccinist, va avea efecte negative în această campanie de vaccinare, pe care USR trebuie să-și le asume. A legitimat un partid care este împotriva vaccinării. I-a pus lângă USR. Vă dați seama că ce se va întâmpla acum încolo? Mesajul nostru pro-vaccinare va fi acoperit, pentru că, uite, AUR este ok, este lângă USR, ce tot spui tu? Uită-te la AUR, spune că nu e bine să te vaccinezi, USR este lângă ei, îi aprobă și așa mai departe. Diana Șoșoacă e senator independent, a făcut parte din USR. Fostă AUR. Diana Șoșoacă încalcă legea, se opune vaccinării într-un centru mobil în județul Iași și până la ora asta nu știm ca vreun polițist sau vreun procuror să se fi sesizat ei. Eu sper că s-au sesizat. Nu cred că au așteptat așa mult. Nu are nimeni nicio scuză să se seseze. Nimeni nu poate să obstrucționeze, să oprească activitatea de vaccinare. Nimeni în România. Și vedeți ce vă spun? Exact de asta vorbesc. Asocierea cu AUR, doamna Șoșoacă se duce acolo și încearcă să oprească un proces de vaccinare. Ea spune, suntem în coaliție cu USR acum și suntem legitimați, mergem cu USR alături de USR. Noi, cei de la AUR, suntem cu USR. Vă dați seama ce se întâmplă? De aceea, repet, nu este târziu. Retrageți moțiunea, haideți să stăm la masă. Ați legitimat un partid antivaccinist. Nu mai vorbesc de celelalte orori la care pot să facă referire și în spațiu public. Dar antivaccinare, în acest moment... Și iarăși, Ministrul Sănătății, să dai demisia în plină pandemie și să fii de acord să dai jos guvernul în plină pandemie. Deci sunt lucruri pentru care trebuie să asume responsabilitatea. Prețul la energie, pandemia, deci acest prin care trecem acum, asocierea cu AUR, un partid antivaccinist, în plină campanie de vaccinare, etc. Sunt mai multe lucruri. Avem nevoie de câteva răspunsuri punctuale. Multe întrebări de la telespectatori. Agenda oamenilor e cu totul alta decât cearta dintre dumneavoastră. Și e foarte bine. Cu toții se întreabă de ce nu faceți în așa fel încât să vă înțelegeți ca să rezolvați problemele astea. V-am dat soluția. Și printre întrebările telespectatorilor, prima întrebare, apropo de recurență, de câte ori se regăsește, este de ce nu vă dați demisia? Dumneavoastră personal.
Ok, i-ați văzut pe toți certându-se, v-ați certat cu Dan Barna, au plecat, au depus moțiune și au dat demisiile. Asta însemna ca eu să fiu cel responsabil. Asta însemna că eu, lumea trebuie să știe că atunci când pleacă premierul, pleacă guvernul. O demisie a premierului înseamnă că eu sunt de acord să arunc țara în aer. Să fiu eu cel responsabil. Nu voi fi niciodată responsabil. Partidul Național Liberal este la guvernare, premierul este a Partidului Național Liberal, suntem aici să discutăm, să găsim soluții, dar noi nu vom face ce a făcut PSD, nu vom arunca țara în aer, nu ne vom da jos propriul guvern, niciodată Partidul Național Liberal nu va susține o moțiune împotriva propriului guvern, iar eu voi face aici exact ce am început. Am promis stabilizarea economiei în trecut, am stabilizat economia. Anul acesta avem creștere economică. Da, nu se vede încă în buzunarele românilor, pentru că niciodată nu se vede o creștere economică acum în buzunarele românilor, tot acum. Dar se va vedea. Cu scumpirile astea, mulți se îndoiesc. Nu, se va vedea. Va trebui să continuăm să investim. Altfel, altă soluție nu avem. Și adevărat, au crescut prețurile. Am găsit soluții pentru companii, am găsit soluții, găsim pentru consumatori în această iarnă, găsim soluții pentru toată lumea. Dar, pentru toate acestea, ai nevoie de guvern. Iar nu sunt irresponsabil, nu va arunca țara în aer, să las România fără guvern în prag de iarnă. Ultima întrebare politică. Ne-ați spus că îi așteptați la discuții pe cei de la USR și să-și retragă moțiunea. Asta e invitația pe care o faceți în această seară. Da, dacă nu o retrag, dar moțiunea cade, îi mai așteptați la discuții? Va fi complicat să discutăm cu un partener care a mers cu aur și a votat împotriva noastră. Nu e vorba numai de mine aici, că eu am trecut peste multe și trec. Eu sunt un tip care las în urmă multe. Am fost în guvern cu cineva care mi-a aruncat mai multe invective la începutul anului. Și n-am avut nicio problemă. Dar Partidul Național Liberal, cel mai mare partid de dreapta din România, va avea o problemă cu asta. Va avea o problemă să stea la masă cu cineva care, alături de aur, a vrut să le dea jos guvernul liberalilor. Liberalii sunt oameni mândri. Liberalii, România liberală. A fi liberal este o stare de spirit și de asta ne urăsc noi toți, pe noi toți ceilalți. Despre mândria celor de la USR, ce să mai zicem? Că și ei sunt mândri. Alături de aur este o dezbatere. Asta este o declarație despre valori, v-am mai spus mai devreme. Dar Partidul Național Liberal, și atât timp cât eu voi fi premierul Partidului Național Liberal, și cetățenii văd niște liberal, politicieni mândri, și unii și ceilalți, nu, dar, care cetățenii nu se înțeleg. Nu, cetățenii trebuie să înțeleagă. Una este o guvernare în care nu este AUR și PSD și alta este o guvernare în care aduce AUR și PSD. Cetățenii ar trebui să facă diferența, să vadă cum am trecut și cum avem, ce creștere economică avem acum și cum merge economia și în ce direcție mergem și reforme. Și da, nu se pot face toate în 8 luni de zile, dar avem PNRR care este aprobat. Și vine la sfârșitul acestei săptămâni. Dacă USR se întoarce cu Stelian Ion, ne-ați spus că se poate discuta. Dar dacă se întorc cu o cerință clară, desfințarea SIJ? Dar este program de guvernare. Eu, un guvern, am desfințat SIJ. Parlamentul trebuie să... Deci proiectul de lege a trecut prin guvern cu desfințarea SIJ. O parte importantă a coaliției dumneavoastră UDMR nu vrea desfințarea SIJ. Nu este adevărat. Cum o rezolvați? Nu este adevărat. Ceea ce colegii de la UDMR spun și ceea ce spun și eu și ce spune toată lumea, după ce domnul Stelian Ion a sesizat Comisia la Veneția, fără să mă anunțe, un alt element peste care am trecut, deși sesizarea o face guvernul, premierul, nu o face un ministru, de fapt niciun ministru a făcut-o un departament, am spus foarte clar, haideți să respectăm toate recomandările Comisiei la Veneția. Iar soluțiile sunt acolo. Trebuie să respectăm. Mai avem legi de justiție. Am spus, oameni buni. Am zis că nu am găsit o soluție până acum. Am mers și ne-am lovit de zid. Haideți să aducem și legea justiția aici, le punem pe toate împreună și toți au fost de acord că se poate face. Domnul Stelian Ion n-a vrut să facă acest lucru. Soluții sunt, doar să vrei. Și vă mai spun ceva. Eu i-am convins pe colegii de la UDMR și am fost de acord și cu propunerea domnului Stelian Ion de a reduce numărul de ani de care ai nevoie ca să mergi procuror ADN-a. Deși a fost avertizat că este un risc la Curtea Constituțională, eu am fost de acord, facem și asta. Deși existau discuții, domnule, poate că sunt prea puțini ani, în fine. Am spus, nu, haide să mergem înainte. A căzut la Curtea Constituțională. Nu poate nimeni să mă acuze că nu am fost de acord și nu am încercat să găsesc soluții. Dar nu voi fi niciodată șantajat, nici eu, nici Partidul Național Liberal, nici poporul român. 5 lei pentru un euro, când? Când ajunge euro la 5 lei? Bine, aici, eu vreau să vă aduc aminte că anul trecut spuneau că să fie 5 lei, n-a fost anul trecut. Spuneau.
spuneau toți cei care estimează cursuri, spuneau că să fie 5, să fie 5, 4, în fine. Da, este, și eu mă uit și văd ce se întâmplă. 94-88. 4-94-88. Pe de-o parte, știți foarte bine, cursul valutar este terminat de piață. Este adevărat. O perioadă ca aceasta, normal că induce volatilitate în ceea ce se întâmplă cu moneda națională, o mare parte vine și din ce se întâmplă la nivel internațional. Dar ca să ai o monedă stabilă, trebuie să ai o guvernare stabilă. Și ca să ai o guvernare stabilă, trebuie să nu-ți dai jos propriul guvern. Altfel nu ai guvernare stabilă. Deci dacă vrem să nu avem o depreciere a cursului, ar fi bine să ne dăm jos propriul guvern, așa cum a făcut Dragnea. Numai că această tendință există de ceva vreme, aflăm astăzi dintr-o analiză, cu mare frustrare aflăm, că leul este singura monedă din Europa Centrală și de Est care scade de la începutul anului. Eu am văzut analiză și aici, cred că analiștii trebuie să se pună de acord. Orientul e în creștere. Am văzut la analiza Băncii Naționale a României, care este autoritatea, spun eu, în România, în ceea ce privește aceste analize, că moneda națională este cea mai stabilă din regiune. Deci aici ar trebui să discutăm, cred că putem să facem o emisiune specială pe moneda adică națională. Adică dumneavoastră contestați scăderea asta. Nu contest, nu, a leului față de euro. A scăzut leul față de euro, cred că la 4,92, la 4,94 sau 4,91. Nu este foarte mare. Important este să nu fie o tendință care continuă, să se oprească aici, asta ar fi ok. Dar se oprește atunci dacă când... Dacă se termină criza, mi-a spus, facturi, creștere... Alarmantă e puțin spus. Este deșanțată creșterea asta. De ce se întâmplă una ca asta? Deci aici sunt mai multe lucruri. În primul rând, vreau să-i asigur pe români că este legea consumatorului vulnerabil a trecut foarte bine. Vom avea și alte măsuri pe care le vom lua pentru această iarnă, pentru a ne asigura că facturile nu vor fi o problemă în această iarnă, de la 1 noiembrie până la 31 Cum martie. Faceți? Avem mai multe soluții. Una am prezentat-o de compensarea unei părți importante din factură. Pentru toată lumea? Pentru... Vom vedea până unde putem să mergem cu această măsură. Pentru că vă gândiți să treceți de salariu dar mediu. Dar în același timp avem și trebuie să ne gândim și la companii. Pentru că pe de o parte avem consumatori, dar pe de altă parte dacă prețul crește pentru companii, companiile pun prețul în prețul produselor și avem inflație. Deci ne gândim la soluții și pentru companii. Avem și acolo câteva... idei la care ne uităm, dar trebuie să le punem pe hârtie și să fie vor fi în perioada următoare. În același timp, eu am avut o discuție și cu ANRE, cu ANPC și cu actorii din piață, Consiliul Concurenței, și am cerut foarte clar că acolo unde există companii care folosesc această situație și încarcă abuziv facturile cetățenilor, să intervină imediat. S-au făcut echipe mixte de la ANRE și ANPC, care se uită, primesc de la cetățeni aceste informații și vor verifica și acolo unde există probleme, am spus fără milă. Deci, fără milă. Trebuie să intervenim imediat, pentru că nimeni nu trebuie să... Fără milă. Știți ce poate face ANRE-ul? Să dea niște amenzi. Și ANPC-ul poate să dea amenzi și Consiliul Concurenței poate să dea amenzi. Pe nu. Care domnii ăștia le plătesc și își văd mai departe ne uităm să modificăm legislația, să suspendăm licența dacă există astfel de practici. Deci putem să facem și acest lucru, dar aici, repet, iarăși o doanță de urgență, ai nevoie de guvern. Dai guvernul jos, nu se mai poate întâmpla nimic. La un alt post de televiziune, în seara asta, Ludovic Orban spune că dacă va câștiga alegerile de la PNL, în 48 de ore reface coaliția. A fost mai greu în iarnă să o facă când erau lucrurile bune. Eu vă spun altceva. În Partidul Național Liberal este o mare dezamăgire în modul în care au fost negociate în iarnă portofoliile. Foarte mulți dintre colegii mei au spus că domnul președinte și-a negociat întâi poziția de președinte al Camerei Deputaților și pe aceea au rămas portofoliile. La rectificarea bugetară vreau să vă spun că m-am uitat ce ministere au cele mai mari bugete și sunt ministerele sănătății, transporturi, investiții și mai era încă unul, dar cred că tot de acolo. Deci, ministere care nu sunt la noi. Pentru că rectificarea bugetară a fost negociată în coaliție, asta spuneți? Nu, vreau să spun că acolo sunt ministerele cu bani. Și o negociere făcută de domnul președinte în iarnă a transmis și a creat această problemă în Partidul Național Liberal, unde aceste ministere au ajuns la USR. Dacă va face o astfel de negociere din nou,
Nu cred că va fi foarte bine primit în Partidul Național Liberal. E nevoie de mai mult, atunci când negociem, trebuie să negociem și interesele Partidului Național Liberal, nu interesele personale. Eu niciodată nu voi negocia interese personale, doar ale Partidului Național Liberal. Și ale românilor, bineînțeles. În ce măsură rezolvarea acestei crize ține de rezultatele congreselor al dumneavoastră în 25 septembrie, al celor de la USR la începutul lui octombrie? Chiar nu văd nicio legătură. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de guvern pentru a guverna România. Ce facem în Partidul Național Liberal? Ce se întâmplă la USR Plus? Asta este tabăra asta în partide. Eu am mers în țară și am avut un mesaj pozitiv în toată această perioadă. Lumea spune că sunt prea optimist. Nu sunt optimist. Eu am încredere în români. Am avut încredere în România anul trecut că vom putea să ieșim din pandemie și am ieșit foarte bine cu acea revenire în V, am încredere în români și acum. De aceea sunt eu optimist, de aceea am avut acest mesaj pozitiv în toată această campanie. Și tu, de fiecare dată, oriunde am fost în România, le-am spus colegilor mei din Partidul Național Liberal, să spună tuturor că guvernarea nu să fie afectată de campania noastră internă. Și ei să-și facă treaba acolo unde lucrează de fiecare dată. Campania este o campanie internă, e treaba noastră, guvernarea este altceva, nu trebuie să le legăm. Ar fi existat această criză dacă nu aveați congres? Repet, nu văd legătura. Doar dacă cineva dorește să folosească această criză pentru a-și crea un avantaj în lupta internă. Dacă așa se întâmplă, atunci da. Pe mine nu m-a interesat așa ceva. Eu am spus de fiecare dată, lupta internă este lupta internă, guvernarea este guvernare. Dacă cineva încearcă să arunce în aer guvernul și crede că așa va câștiga un avantaj la congres, se înșală. Partidul Național Liberal a văzut cine sunt cei doi contracandidați și știe deja în ce direcție să meargă. Mulțumesc, Florin Cățu, prim-ministrul României, studioul